Un actor este acuzat că a violat o femeie și a atacat încă două. Polițiștii au reușit acum să-l prindă. Colega mea, Carmen Gheorghe, a urmărit acest subiect. Carmen, despre ce este vorba? În acest lift, o femeie a trecut prin momente de groază. Se întorcea acasă, a vrut să urce, însă în același ascensor cu ea a urcat și un bărbat care a încercat să o agreseze. Așa cum se poate observa și pe imaginile surprinse de camerele de luat vederi care sunt poziționate chiar lângă lift, femeia a încercat să se apere, s-a luptat cu agresorul, a reușit să-l scoată din lift, iar acesta a fugit, însă femeia a mers până la scară, acolo unde s-a asigurat că este în afara oricărui pericol. Polițiștilor le-a fost destul de greu să-l identifice pentru că purta glugă, iar în imagini nu îi se poate vedea fața. Însă în momentul în care și-au dat seama cine este, au ieșit la iveală detalii importante. Agresorul se pare că nu este la prima abatere. În luna noiembrie a anului trecut a reușit să violeze o femeie, iar la începutul lunii decembrie a avut o nouă tentativă. Acum bărbatul este arestat preventiv pentru 24 de ore, iar magistrații urmează să stabilească care este pedeapsa pentru agresorul în vârstă de 46 de ani. Livia?